Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile Sfântului proroc și înainte mergător Ioan milostiv. Îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul.
mai mare om născut din femeie, cum l-a numit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așeze tradiția în Biserica Ortodoxă ca imediat după un praznic împărătesc să-l sărbătorim pe personajul a doua zi, să-l sărbătorim pe personajul care a fost direct implicat în praznicul respectiv. De exemplu, a doua zi după nașterea Domnului, o sărbătorim pe Maica Domnului, este soborul Maicii Domnului. A doua zi după pogorârea Sfântului Duh, îl sărbătorim pe însuși Sfântul Duh. Și iată acum, în a doua zi după Bobotează, îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a fost ultimul profet al Vechiului Testament, de fapt profetul care a făcut legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament, așa cum Sfinții Apostoli au fost îmbrăcați cu putere de sus la cincizecime, la pogorârea Sfântului Duh, că până atunci ce au făcut apostolii? S-au ascuns. Stăteau cu ușile baricadate. Da? Da, în momentul în care au fost îmbrăcați cu putere de sus, de către Domnul, la cincizecime, au ieșit fără frică în lumea aceasta, astfel încât să-L propovădească pe Hristos și să-L facă cunoscut pe Dumnezeu, nu doar pe Hristos, să-L facă cunoscut pe Dumnezeu lumii întregi și să vorbească tuturor despre Hristos, despre Duhul Sfânt, astfel încât lumea să și-L dorească pe Duhul Sfânt și lumea să-L caute pe Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, și îmi spun și mie, da? Pocăiți-vă sau haideți să ne pocăim, pentru că Împărăția Cerurilor este la îndemâna noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oșile, oșile, cu-n înțelepciune, să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-am nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi. În zilele lui Ponțiu Pilat a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Pueblo.
Idatios que viven en ellos en la fe. Acuérdate, Señor, de los que viajan por tierra, por mar y por aire, de los enfermos, de los cautivos, de todos los que sufren y de su salvación. Amén. Smerenia noastră, prin harul întotdeauna Duh începător de săvârșiri, te prohisește pe tine, preacucence preot Marian Sachelar, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este. Vrednic este. Axios. Axios. Dignus est. Dignus est. Vrednic este. Slavă Bunului Dumnezeu că în această duminică în care îl sărbătorim și pe Sfântul Ioan, prorocul și înainte mergătorul Domnului, am slujit împreună Sfânta Liturghie în parohia fraților voastre la Pinto. Și având în vedere că îl sărbătorim pe Sfântul proroc Ioan și foarte mulți dintre frățile voastre sau foarte mulți dintre români poartă numele Sfântului Ioan, prorocul și neîntemergătorul și botezătorul Domnului Ioan, o să cântăm la toți care poartă numele de Ioan și Ioană la mulți ani, să vedem cine poartă numele Sfântului Ioan de aici din biserică. Așa. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce que está aquí con nosotros hoy es por la primera vez que un alcalde viene y asista a la liturgia ortodoxa celebrada aquí en Pinto, y viene dentro de la comunidad rumana que vive aquí en Pinto. Y el señor alcalde está acompañado con creo mitad del ayuntamiento, con doña María Jesús Castro, teniente alcalde, con doña María Jesús Pérez, concejal de vivienda, doña Verónica Castellano, concejal de educación, el señor Roberto Resino, coordinador de área, don Juan Guillermo
Padilla, concejal de Administración General, y también está doña María de la Paloma, Cortes Presidente de la Asociación Nuevo Pintenos. Lo saludamos y le agradecemos para el hecho que está hoy con nosotros. No lo sé si, señor alcalde, queréis dirigir unas palabras a la comunidad rumana. Por favor. Buenos días. Es para mí un inmenso honor poder estar acompañando a la comunidad ortodoxa aquí en Pinto y que estéis aquí en esta ermita en el barrio del Prado que os acoge con todo cariño y con todo su corazón. Para mí como alcalde poder participar de esta celebración es un honor y espero que la comunidad ortodoxa rumana en Pinto siga abriendo sus puertas, siga conmemorando esta celebración por muchos años y que podamos desde el Ayuntamiento y de la Corporación Municipal colaborar con ustedes, con todos los pinteños, ortodoxos, con todos los rumanos que están aquí con nosotros y que tienen en Pinto su casa. Până acum să știți că la Madrid am avut doar consul, n-am avut consul general. Cred că este primul consul general. Domnul Tiberiu Trifan, care înainte de a veni aici la Madrid a fost consul în Statele Unite la Chicago. Deci a schimbat lumea anglofonă și pe lumea latină. Este însoțit de către domnul Răzvan Panicăi, care este consul tot aici la Madrid, pe care îl și alături de ei este și domnul Florian Andrecus, care este decan al Baroului Avocaților din Madrid. Dar având în vedere că este deja eu cu domnul consul m-am mai întâlnit odată, este a doua oară când ne întâlnim, ne-am întâlnit la consulat, dar având în vedere că frățile voastre nu-l cunoaște, să-l rugăm să vină aici în față și să ne spună. Preasfinția voastră, Părinte Cristof Timotei, preacucernici părinți, domnule primar al localității Pinto, stimate oficialități ale orașului Pinto, stimați invitați, dragi membri ai comunității ortodoxe române din Pinto. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru această imensă onoare de a fi invitat la această mare sărbătoare din sânul comunității dumneavoastră. Totodată, aș vrea să vă transmit salutul, gândurile bune și urările de bine ale domnului ambasador Giorgio Bologan, care în acest moment nu se află în Spania. Am venit aici cu inima deschisă, este primul meu contact cu comunitatea românească, poate nu întâmplător în această zi de mare sărbătoare. Să mă prezint puțin din primul contact cu dumneavoastră. Am preluat funcția de consul general, șef al Consulatului General al României la Madrid, în data de 15 decembrie. Consulatul General de la Madrid este o instituție mai nouă de sine stătătoare, formată pe secția consulară a Ambasadei României de la Madrid. Deci o instituție distinctă de Ambasada României, dar cu care cooperăm îndeaproape, în deplină unitate, în slujba comunității românești din Madrid și din Spania. Deci, având în vedere că sărbătorim Hramul Bisericii Ortodoxe din Pinto, Preacucernice Părinte Pop, aș vrea să vă urez
Aș vrea să vă urez ca Dumnezeu să binecuvânteze familia noastră, să vă dea putere, inspirație divină, să vă îndepliniți obiectivele pe care vi le-ați propus. Știu că vă doriți un sediu propriu în care să desfășurați atât activitățile spirituale, cât și pe cele culturale educative. De asemenea, să vă ajute să vă inspire, să vă îndepliniți misiunea sfântă, de ține că rămâi din această comunitate aproape de biserică, aproape de Dumnezeu și aproape de România. Vă mulțumesc foarte mult! Jorge aquí en esta iglesia. Nosotros queremos tener nuestro espacio propio para celebrar. Por esto la comunidad va a hacer un proyecto al departamento de los romanos de todo el mundo, que este año ha financiado varias parroquias para comprar sus espacios para el culto. Y vamos a ver si este año la parroquia va a madurar para tener su espacio. Pero de hace 5 años, ¿no? Cinco años celebramos aquí y... Bueno, son 7 años de hecho. Yo llevo como sacerdote aquí 5 años afincado aquí en la ermita, pero sí que es verdad porque la fundación prácticamente de la parroquia, pues los primeros pasos se hicieron aquí. A nivel de la Santa Liturgia, de celebrar las actividades. Soy Rafael Guijarro, soy el arcipreste de esta zona de Valdemoro. Por si no lo ubicáis, la organización de cada diócesis se va repartiendo en arciprestados. Entonces, entonces de parte del señor obispo vengo para estar con vosotros en este día fantástico. Del bautismo del señor también vosotros celebráis, ¿verdad? Epifanía. Ahora San Juan. Bueno, más o menos vamos con Malaparra. Bueno, pues nada, una bendición muy especial de don Ginés, y que estamos encantados de acogeros aquí, ¿no? Así se nota también la fraternidad. Somos iguales en el bautismo, ¿no? Aunque haya algunas pequeñas diferencias luego, pero en base es lo mismo, ¿no? Sobre todo en el amor. Dice San Pablo que el amor es el ceñidor de la unidad consumada. Pues ojalá, ¿verdad?, que sigamos construyendo esta fraternidad entre Iglesia Ortodoxa Rumana y nuestra Iglesia Católica, peregrinando aquí en nuestra diócesis de Getafe. Pues una bendición, gracias. Y me alegro que hayas cambiado el nombre, aunque mi nombre es Israel. No pasa nada por Jerusalén, es ciudad de paz. Deseamos que sea paz en Israel y también en todo el mundo, porque vemos que el día de hoy hay muchísimas regiones donde la guerra comienza. Que sea paz en el mundo. Mulțumim că a rânduit Bunul Dumnezeu și vă mulțumim că sunteți în mijlocul nostru. Pentru a marca ziua de astăzi, o sfântă icoană. Și când îți pleca genunchii spre rugăciune, să vă aduceți aminte și de comunitatea noastră micuță, dar inimoasă, și să rânduiască Bunul Dumnezeu ca aspirațiile noastre, acelea de a avea locul nostru și, bineînțeles, de a putea păstra mai departe tezaurul nostru cultural, tezaurul nostru național de limbă și de istorie și de a transmite urmașilor noștri, copiilor noștri, să ne dea Dumnezeu putere să avem acel locușor al nostru în care toate aceste lucruri să se transforme într-o realitate. Mulțumim pentru că... Vă mulțumesc pentru distinția acordată. Nu m-am așteptat. Să știți că nu e un complot. Pentru mine, ca persoană, ca preot, este o surpriză. Nu m-am considerat eu vrednic să reclam o distinție. Dar dacă ierarhul nostru a considerat că sunt vrednic și, bineînțeles, în spatele acestei distinții este munca dumneavoastră, Doamne preotese și a familiei mele. Și atunci, vă mulțumesc din suflet. Au trecut cele 2 minute. Unul
adicional y con esto termino. Esto va a ser en castellano. Muchas gracias porque están hoy con nosotros y es honor y es un placer que está aquí prácticamente con nosotros casi toda la administración pública de Pinto y al mismo tiempo nuestra gente de corazón, los que nos decidieron aquí con los brazos abiertos en este espacio, sin condicionarnos, sino que poniéndose a disposición nuestra. Y mira, por eso estamos aquí y damos las gracias a Dios, al obispo Ginés y a los de la casa, a nuestro presidente de la hermandad de aquí. Muchas gracias. No hay palabras y no hay formas de agradecer lo que han hecho para nosotros. Entonces, gracias de todo nuestro corazón. Că să fie spiritul nostru pentru a ne împlini visurile acelea dragi și dulci ale românismului. Bunul Dumnezeu să vă ajute și să vă ajute. Cunoașteți vorba, dar din dar se face rai? Așa o să ofer această icoană președintelui de mandat. Al final...